Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a declarat la Bucovina TV în emisiunea Raportul de Seară că nu va încuraja nemunca în rândul celor care primesc ajutoare sociale, cu toate neplăcerile care vor fi provocate de adversarii săi politici din PSD și PNL. Din cele 34 de dosare vor fi reduse, în conformitate cu legislația în vigoare, mai mult de jumătate. Primarul Neculai Miron crede că anumite scutiri de la muncă sunt eliberate cu prea mare îngăduință de către medici. În viitorul apropiat vom tăia, cred că, jumătate din ei, întrucât nu se prezintă la muncă și sunt apți de muncă. Deci îi înțelegem pe cei ce sunt bolnavi, au anumite scutiri medicale, dar și aici, în zona asta, scutirilor medicale. Cred că doctorii eliberează cu prea mare ușurință aceste scutiri medicale. Voi face cercetări și în privința aceasta și cred că nu se vor elibera un număr destul de mare de scutiri medicale. Deci n-am încurajat și nu încurajăm nemunca. Deci, odată ce sunt apți de muncă, trebuie să se prezinte, să execute acele ore, 60 de ore pe lună. Deci, și cred că e normal să se prezinte, întrucât iau un ban pentru lucrul acesta și vă spuneam, am în vedere undeva jumate din ei să, fiindcă nu s-au prezentat, să facă muncă în folosul comunității.